Munți de zăpadă în stațiunea Rânca. Viscolul a dat bătăi de cap turiștilor, dar și drumarilor. Vântul puternic a făcut imposibil traficul fără mașinile pentru dezăpezit. Ieri turiștii au fost urcați și coborâți în coloană cu ajutorul utilajelor care deschideau drumul. Noaptea trecută și în cursul zilei de azi, drumarii au acționat continuu pentru ca drumul să rămână deschis circulației. În anumite zone, viscolul a format adevărate parapete de zăpadă care ajung și la 4 metri înălțime. Autofrezele DRDP acționează pe DN67C Rânca pentru îndepărtarea zăpezii viscolite noaptea trecută și asigurarea gabaritului părții carosabile. În acest moment se circulă pe tot sectorul deschis circulației publice al DN67C. Facem apel la conducătorii auto care vor să ajungă în stațiunea Rânca să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru condiții de iarnă, se arată într-un comunicat al DRDP Craiova.